Bună ziua, dragi pretendenți Scorpion! Haideți să vedem la Scorpion. Vă iubește, rămâneți împreună sau nu? Așa. O relație binecuvântată. Nu prea comunicați. În această persoană ați lăsat o amprentă importantă în inima și în viața acestei persoane. Această persoană, chiar dacă nu comunică, nu se comportă, tot timpul se întoarce la dumneavoastră. Tot timpul se întoarce. Și pleacă. Se întoarce și pleacă. Orică mai are pe altcineva. Nu știu care asta. Nu rămâneți împreună, nu cred. Nu. Da. Nu rămâneți pentru că nu vreți dumneavoastră, dar dacă dumneavoastră vreți, rămâneți. Uite, aveți ceva necazuri, ceva supărare trecătoare în dragoste. Supărare trecătoare. În dragoste, acest bărbat, dacă sunteți o femeie, el va lua niște decizii. Sau dacă sunteți bărbat, luați dumneavoastră niște decizii, da. Luați niște decizii cu noroc. Vreți să vă protejați un secret. Sau să protejați o altă femeie. Aveți o altă dragoste secretă dacă sunteți bărbat. Sau dacă sunteți femeie, acel bărbat are pe altcineva. Se duce și o vizitează această persoană. Sau este o persoană de departe care... cu care el are relație, dar, cum să zic, cu inima parcă este la dumneavoastră, parcă tot timpul se întoarce. Se întoarce. Vă dorește foarte mult acest bărbat. Rămâneți împreună cu acest bărbat. Într-o casă. Și parcă aveți un copil împreună și acest copil este pentru această persoană importantă. Important. Deci dacă copilul este cu dumneavoastră, rămâne cu dumneavoastră această persoană, că uite, mi-a ieșit soarele. Arată optimism, noroc, șansă. Foarte bine, foarte bine. Că da, că rămâne cu dumneavoastră într-o casă, cu copil și cu noroc. Cam asta a fost pentru Scorpion. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.